fix cu 100 de ani în urmă în România. Bună, Coduța! Bună, Tudor! Știrile de acum 100 de ani conturează pe front înfrângerea ale aliaților, în mod special ale francezilor, care știți foarte bine au pierdut Soissonul și Regina Maria în jurnalul său de plânge acest lucru. Însă, revista L'Illustration, pe care o păstrăm la Arhivele Naționale, la Biblioteca Documentară, prezintă că la data de 2 iunie, deci mâine, sâmbătă, cum ar veni, a fost capturat un avion gigantic german și faptul că a fost forțat să aterizeze și că l-au capturat în stare bună de funcționare l-a permis specialiștilor de la aviația franceză să analizeze caracteristicile acestui aparat de zbor pe care l-avem și fotografiat în revistă. Acesta, caracteristicile sunt clar impresionante, 4 motoare Maybach, un adevărat monstru, așa cum apare numit în acest articol, însă, fiți atenți, orgolios, francezul care a scris acest articol concluzionează că modelele lor franțuzești Voisin Caudron nu sunt cu nimic mai prejos decât modelele de avioane germane. În țară, procesul demobilizării continuă și are efecte atât asupra instituțiilor, dar și asupra arhivelor, ceea ce pe noi ne preocupă extrem de tare. În acest dosar al Direcției Generale a Poliției putem afla că o parte a Arhivei Siguranței, Serviciului Siguranței, știți documentele pe care le prezentam în mod frecvent la această emisiune, sunt depuse statului major general al armatei. Este foarte important să știm ce s-a întâmplat cu aceste arhive, mai ales cu arhivele de război, pentru că astăzi să putem scrie istoria. În același timp, în țară se apăreau primele rezultate ale alegerilor generale pentru Colegiul I Senat. La arhivele statului, pe vremea aceea, că așa se numeau, aflăm că portarul a primit sume de bani și nu puțin, mi se pare mie, 26 de lei, de fapt 74 de lei pentru uniformă și 26 pentru două costume civile și, fiți atenți, servicii de curățătorie. Semnătura lui Dimitrie Onciu pe aceste chitanțe. Preocupările autorităților române pentru populația din teritoriul ocupat în mod special este foarte ridicată. Avem o sesizare din partea prefecturii Ialomița, la care ministrul de interne de la București răspunde foarte prompt și solicită administrației militare să permită morilor, observați că e în limba germană, că e în limba germană corespondența între autoritățile române și cele germane, bineînțeles, de solicită permisiunea morilor să macine grâu pentru populație și să fie redusă cota de rechiziție pentru că efectiv românii mureau de foame. Astăzi este 1 iunie și nu putem trece neobservat acest fapt. Să știți că și în timpul, și acum 100 de ani, exista preocuparea mare pentru copii, ba mai mare, bine, nu putem vorbi în 1918 de ziua de 1 iunie, Ziua Internațională a Copiilor. Aceasta, primele inițiative au apărut la Geneva în 1925 și abia în 1954 UNICEF a stabilit și a dat o directivă ca fiecare stat să-și aleagă o zi pentru a serba această zi și obligația era de a proteja și de a ocroti copiii.